și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 11 aprilie, anul 2021, și am zis să vă arăt în continuare dacă a supraviețuit această mică colonie pe o ramă. Pe o singură ramă. Sunt și apicultori care se află în situația asta, de le-a mai rămas câte o ramă de albină. Și am zis, hai să vă prezint dacă a supraviețuit, că timpul chiar n-a fost favorabil pentru a ierna o astfel de colonie. Să vedem ce surpriză avem aici. Dacă e viu. Cea mai mare problemă ar fi să fie moartă această colonie, dar nu este. A supraviețuit o mică colonie. Și acum ești curios cum a reușit ea să țină căldura, fiind așa puține albine, vă dați seama că, iată aici, singura ramă de albinuță. Acum s-au răzvrătit așa, sunt mai rele. Dar au supraviețuit destul de binișor la cum arată. A? Știți că le-am dat o ramă după diafragmă, le-am făcut așa o ramă în stânga, o ramă în dreapta. Acum o să deschid rama să văd cât au mâncat și cum voi proceda mai departe, ce pot face mai departe să se dezvolte cât mai bine. Iată, aceasta este rama cu miere care a fost dată după diafragmă. Ele și-au cărat mierea de aici, aici a fost plin cu miere, o jumătate de ramă, deci o astfel de colonie a consumat mai mult ca o colonie mare, adică aproximativ ca o colonie mare a consumat. O să înlocuim această ramă. Da, să vedem ce albine avem. Pe singura ramă care a stat această colonie toată iarna. Deci aici e diafragma. Iată. La câtă albine este acum, o să-i trebuiască o ramă cu miere. O ramă cu miere. Așa. Ia să vedem cât puiet avem pe ea. Avem puiet destul de frumos și ouă, dar mâncare nu are, deci mâncarea e lipsă și veșnica problema mea cu mucegaiul, dar nu-i las, o să decupez pur și simplu. Nu mai suport, adică ce să faci? Aici a fost ea micuță și atunci voi decupa această porțiune, colțul ăsta unde am ucegăit. Pur și simplu eu decupez. Așa.
Decupăm și gata, a scăpat de mucega. Mă uit după mătcuță. Este ea pe undeva. Poate fi și pe diafragmă, fără nicio problemă. Este aici, o îngrijește albinele. E o matcă foarte faină, se ascunde sub 2-3 albine acolo și e greu să o zărești. Da, o zărești până la urmă. Bun. Acum, dacă totuși a supraviețuit, trebuie să-i aducem o ramă cu mâncare. Ramă cu miere. Altă ramă bună. Să aibă cât mai multă mâncare pe ea. Acesta nu. Trebuie să căutăm ceva ideal. Nu am aici, în acest stup, o ramă bună cu mâncare. Voi aduce de la altul, care știu că are. Chiar vecinul lui cred că are, o să iau de la stupul vecin. Trebuie să fie o ramă bună cu mâncare în partea asta. Ramă bună. Culmea este că am găsit o ramă cu mâncare aici, dar nu e chiar ce vroiam. Acum întrebarea ar fi să o las în continuare pe această ramă sau o să-i adaug această ramă cu miere, o să se împartă un pic căldura. Dar o să-i adăugăm această ramă și vedem ce se va întâmpla mai departe. Bun. Continuăm cu diafragma. Aducem această ramă pe care mai are un pic de mâncare. Mai am aici o ramă cu ceva miere care e un pic cristalizat. Eu las și pasta aici. Încă o ramă cu ceva miere cristalizat aici și ea poate să crească încet, încet. O să nu o să ajute această colonie dacă nu se întâmplă ceva undeva, să am vreo matcă, o să fac alt tip de unificări. Dar pe ea o lăsăm așa să vedem cum se va dezvolta el această colonie care a trecut de iarnă cu o singură ramă. Îi aducem și lui turtă.
Îl pun o jumătate de kilogram. Ținem o jumătate de kilogram, fiindcă consumă. Decupat în picuri, dar și verim acum. Îi dăm. Ne dăm un pic deoparte, că și așa-s puține. Dacă mai și omorâm de ele, mare lucru nu rămâne. Bun, cam atâta la această colonie. Micuță. A trecut de iarnă, avem o matcă. Îi dăm și lui turta. Și cam asta este. O să venim cât de curând și cu uleiurile esențiale și totul va fi bine. Să zicem că totul va fi bine. Cam atâta la această colonie mică. Bun. Până la un următor fel, numai bine.